Salut! Sunt Mihaela de la Moldova.org și în acest video le-am întrebat pe colegele mele cum a fost să lucreze la revista Oameni. M-a făcut să abordez acest subiect. Incendiile masive care au avut loc în această primăvară. Au avut loc incendii de vegetație foarte mare și a fost un subiect care a fost abordat și din alții guvernanți. Văzând problema, am considerat important să încerc să găsesc o soluție la incendiile de vegetație și am început să documentez subiectul și am găsit câte ceva. Niciun personaj din acest articol nu m-a surprins, pentru că deja îi știam din alte contexte, de la alte subiecte. În schimb, pot spun că l-am descoperit plăcut pe tânărul de la Cahul, Constantin, care practică permacultura și a fost minunat să intru în grădina lui, pe care o consideră o junglă controlată, și să descoper secretele permaculturii. Eu mi-am creat în minte un personaj și eu căutam anume acest personaj. Și nu a fost atât de ușor, pentru că pe toți pe care i-am întrebat nu am reușit să dau de cineva asemănător. Și am apelat la Facebook, prietenul nostru din Nădejde, și astfel am găsit personajul pentru articolul meu. Da, una dintre plantele pe care le-am descoperit este tătăneasa și ce este interesant la această plantă este faptul că bunica protagonistei mele a adus această plantă din Siberia, dar crește și la noi. Cu această ocazie vreau să vă prezint torbița noastră pe care este ilustrată tătăneasa. La acest proiect fotografic am lucrat aproximativ 4 luni. În mare parte a fost perioada rece a anului, ceea ce a făcut să fie mai dificil, pentru că sportul, de fapt, în Moldova, se face ca să fie în condiții bune, este în perioada verii, când sunt terenuri cât de cât amenajate, dar nu în săli care sunt cu pereții jerpeliți și cu saltele rupte. Mi-ar plăcea mult ca revista Oameni să ajungă în mâinile fostului politician, care, de fapt, a fost cel care m-a inspirat să fac un proiect fotografic anume cu sportive. Să arăt că femeile care practică sportul de performanță au un corp frumos și asta nu reduce în nicio formă din feminitatea și calitățile lor. Era trist. Dar era o tristețe de asta care și te înălța, adică era o frumusețe de asta tristă. Mie, practic, tot interviul mi-a plăcut. Este un om deosebit, cult, talentat, inteligent. Când povestește, povestește pe înțelesul tuturor și captează atenția interlocuitorului. Știe multe și când povestea, de exemplu, despre istoria sau despre cariera sa, te captiva prin faptul cât de mult a muncit pentru a obține acest rezultat. Coacerea subiectului a început în anul 2016, când eu mi-am pus întrebarea de ce femeile de pe teritoriul Republicii Moldova încep să pregătească de moarte cu atâta timp înainte ca asta să se întâmple. Și s-a copt doar datorită revistei și insistenței și încurajărilor din partea colegilor de Moldova.org. Cel mai puternic sentiment a fost rușinea și frica că eu nu m-aș fi descurcat la fel de bine ca ele. Oamenii trebuie să cumpere revista Oamenii, pentru că e o revistă interesantă. Este o publicație în care oricine poate să se regăsească în cel puțin unul dintre textele tipărite aici. Vor avea ocazia să se oprească din toată agitația care se întâmplă în jurul lor și să se bucure de revistă, de istorie care ar putea să le provoace emoții puternice. Este ceva inedit la care am muncit foarte mult și în care am pus tot sufletul și asta se simte. Dacă oamenilor le place să citească materiale interesante, atunci trebuie să cumpere revista Oameni și să aibă în colecția lor. E o revistă care nu te va face să te plictisești. Și eu cred că asta este ce căutăm cu toții, să nu ne mai simțim singuri și să știm că
toții avem dificultăți în viață, cu toții reușim mai ușor sau mai greu să le depășim și cu toții ne punem întrebări la care nu mereu găsim răspunsuri.